Ca generație ne-am dezvoltat în umbra seriei de filme SF Terminator. O rețea de inteligență artificială denumită Skynet, scăpată de sub controlul uman, și-a dezvoltat o rețea neuronală paralelă și, dobândind conștiință de sine, a început un război de exterminare a rasei umane privită ca o potențială piedică pentru noua conștiință globală. Era doar un SF. Însă în ultima perioadă auzim tot mai des despre AI, inteligența artificială, simularea proceselor inteligenței umane de către sistemele informatice. Dinamica noilor aplicații ale inteligenței artificiale pare a fi scăpată, însă, de sub control. Chiar cei mai implicați în fenomen spun că ar trebui să luăm o pauză, neștiind unde vom ajunge cu adevărat. Guverne ale lumii încep să pună în discuție necesitatea unui control mult mai riguros în domeniu. Italia a fost prima țară care a interzis până la noi cercetări implicarea inteligenței artificiale în mai multe domenii decât cele reglementate. Chiar și Elon Musk a spus, și este o voce importantă în domeniu, că trebuie să ne oprim pentru un timp. De ce se tem așa de mult oamenii de noua inteligență artificială? Mai ales că în multe domenii ne-ar face munca mai ușoară. Inteligența artificială se va familiariza cu textele, imaginile, sunetele și videourile umanității. Va înlocui motoarele de căutare ale internetului, va face munca oamenilor, va produce conținut artistic original, va automatiza locurile de muncă, va face descoperiri științifico-medicale și va genera modificări genetice semnificative ce vor extinde durata de viață a omului la cel puțin 300 de ani, se presupune. Și atunci, de ce să ne temem dacă toate acestea reprezintă un ajutor și un mare pas înainte? Sau este ceva ce nu știm sau nu putem să spunem? Realitatea este că, din câte se pare, s-a intrat pe un teren foarte sensibil. Recent, Intel a dezvoltat noi procesoare, ca și Apple, de altfel, inspirate din arhitectura creierului uman, care nu doar că execută comenzile, ci au dobândit capacitatea de a învăța și a se dezvolta independent arhitectura de bază. Astfel, procesorul are capacitatea să învețe într-un mod similar cu cel uman sau animal. Aceste procesoare neuromorfice reprezintă informația prin pulsuri, la fel ca și neuronii din creierul uman. Interesant, această tehnologie a fost patentată la Institutul Român de Știință și Tehnologie de la Cluj. Acum, cel mai mare computer neuromorf se găsește la Universitatea din Manchester, Marea Britanie. A fost numit Spiking Neural Network Architecture, pe scurt, Spinnaker. Sarcina sa principală este să creeze modele parțiale ale creierului, de exemplu, modele ale cortexului, ale ganglionilor bazali, a explicat Steve Farber, profesor de inginerie a computerelor. Această construcție de modele artificiale va putea cartografia creierul uman suficient de detaliat încât vom putea descoperi secretele spiritului și ale conștiinței umane. În mai puțin de 30 de ani se presupune că oamenii vor fuziona cu inteligența artificială, creierele biologice să devină mai degrabă digitale sau cele digitale să capete valențe biologice, aploadând părți ale conștiinței în lumea virtuală și dând naștere unei noi comunicări neospiritiste. Astfel, viața va căpăta o formă mai degrabă spirituală decât materială, iar dacă nu vom putea atinge niciodată veșnicia materială, atunci vom trăi în forma unei conștiințe permanente într-o lume virtuală. Nemurirea. Acesta este, de fapt, scopul proiectului inteligenței artificiale. Fascinant, nu-i așa? Totuși, pentru cei ce cunosc scripturile, aceasta se încadrează la încercarea de subscriere la vechea minciună pe care diavolul a strecurat-o neamului omenesc, anume a nemuririi fără Dumnezeu. Cu atâta moarte în jurul nostru, astăzi fiecare dintre noi poate observa cât de păguboasă și otrăvitoare a fost pentru umanitate mincinoasa ipoteză luciferică, hotărât că nu veți muri. De aceea, îngăduiem să-ți prezint top 7 lucruri din Biblie despre nemurire, despre adevărata nemurire.